Vreau să vă spun că dacă cineva mai credea că se poate schimba ceva și poate apărea o alianță PLD-MPD și PL, a fost doar o dorință sau un vis. Ceea ce am spus noi, Partidul Liberal, în decurs de câteva zile, s-a confirmat și astăzi. Și anume că, în loc să avem o alianță PLD-MPD și PL, avem alianța PLD-MPD, PCRM și PD. Fapt confirmat prin votul de astăzi în formarea comisiilor parlamentare și componența. Având în vedere că s-a încălcat regulamentul unde nu s-a respectat proporționalitatea în comisiile parlamentare. Comuniștii au susținut propunerea PLD-MPD și PD de a avea majoritatea în cele mai importante două comisii ale Parlamentului. Comisia Juridică, Economie, Buget și Finanță. Dovadă că există această alianță între aceste trei partide și vorba domnului președinte Voronin, când a fost întrebat de ce așa, mi-a lăsat că așa a hotărât coaliția. Cred că ați auzit dumneavoastră. Vorba din sală. Poftim întrebări. Ce ziceți dumneavoastră, domnule Grincu, despre PLD nefiind în coaliție să voteze, de exemplu, guvernul? Liberal Democrației zic că pe votul liberalilor, de fapt, contează pentru votarea guvernului Leac. Admiteți așa ceva, nu? Eu ieri am anunțat că, după întâlnirea cu președintele Republicii Moldova, că așteptăm să vedem cine va fi candidatul și partidul va lua decizia necesară. Dar vreau să spun că politica și cu estul și cu vestul nu va merge unde va fi folosit Partidul Liberal sau folosit în Partidul Liberal. Că aici e cam așa, adică președintele Parlamentului Comuniștii, vice-comuniștii, structura Parlamentului, comisiile, componența comuniștii, guvernul Partidului Liberal, pe urmă celălalt iarăși comuniștii. Dacă au format alianță, atunci să-și asume responsabilitatea și lumea trebuie să se cunoască clar. Fiindcă nu poate funcționa un parlament fără majoritate parlamentară. Asta e cunoscută în toată lumea. Guverne minoritare apar atunci când a dispărut majoritatea parlamentară. Dar nu din stat. Și eu cred că lumea înțelege lucrul ăsta și să ne prostească chiar atât de simplu pe noi, eu cred că nu este nici creștinește, nici demogheri politic și nici omenește. Eu cred că dacă eu hotărât să meargă comuniștii, trebuie să aibă tăria de caracter, voința comuniștii, spună, da, noi am hotărât să facem alianță, nu cu Partidul Liberal, dar cu Partidul Comuniștilor. Și mai bine să fie. De ce trebuie să ascunzi ceea ce vede toată lumea, nu? Asta e. Alte întrebări. Domnul Chimpu, domnul Chirtoacă a fost numit în cadrul unei comisii. A renunțat dumnealui la funcția de primar cumva? Nu. Dumnealui a depus cererea, adică de a depune mandatul, dar astăzi se repartizează membrii comisiei, cei care sunt deputați. Și când Parlamentul va lua act de depunere cererii a mandatului, atunci va veni alt deputat și va înlocui candidatura domnului Chirtoacă în comisia respectivă. Dar știți că mulțumim de felul care a fost repartizat de comisiile, dar ce comisii v-ați fi dorit să revină Partidul Liberal? Nu e vorba de ce ne dorim noi, că aici dorința nu poate fi. Este vorba nu de repartizarea comisiilor,
componența comisiilor. Adică v-am spus că problema ține de faptul că conștiința formată o majoritate în două comisii ale Parlamentului. Normal, noi am dorit să avem doi membri Comisiei Juridice, doi membri Comisiei Economiei, Buget și Finanțe. Despre asta vorbim noi. Noi avem juriști, avem 4-5 și atunci aici e problema. Și ne-am gândit că ar fi corect să fie proporțional, având și specialiști necesari. Așa cum prevede regulamentul, de fapt, nu cum dorim noi. Domnul președinte, dar totuși de ce nu vreți să votați pe domnul Leancă? Eu, îmi pare rău așa ceva, eu nu am spus. Am spus că așteptăm. Am spus că așteptăm. Una e discuția cu președintele, alta e decretul de desemnare. Să vedem tot cine va fi desemnat de președinte prin decret. Asta, decretul confirmă cine va fi candidat la funcție de prim-ministru. Și apoi noi vom lua Partidul Liberal decizia necesară. O variantă să votați guvernul așa nefiind în coaliție și după asta totuși să se creeze o coaliție majoritară, admiteți? Eu vă rog să înțelegeți odată și pentru totdeauna că prezența PLE-ului în alianță, în majoritatea parlamentară, n-a depins și nu depinde de Partidul Liberal. Nu de noi depinde. Așa cum noi am fost excluși din AE2, formând coaliția Pro-Europa în 2013, așa și acum. Noi n-am fost împotrivă ca să avem această alianță și noi am luat decizia să fim în afara majorității parlamentare, actul guvernării. Așa că nu de PLE depinde. Este clar și vă rog întrebările să adresați celor care au decis să formeze o majoritate pentru prima dată cunoscută în lume, unde e nevoie de 51 cel puțin de deputați, dar au format-o din 42. Adică înseamnă că trebuie să reduce numărul deputaților. Din 101 trebuie să fie, ca să fie majoritate parlamentară, câți deputați? 42 înseamnă trebuie să fie cel puțin 81, da? 81, deci. Atunci când Parlamentul să fie format de 81 deputați, atunci există majoritate parlamentară. La cifra aceasta înseamnă că este sunt, de fapt, nu două partide, dar trei partide, plus 21 de mandate pe cele meu. Ceea ce înseamnă 42 și cu 21 fac 63, da? Iată. Ești hotărât. Atât? Domn Ghișu, cum vi se pare propunerea domnului Diaconu de a crea acest grup interparlamentar, dacă putem numi așa, între... În Republica Moldova există un singur parlament, organ legislativ. Cel ce ține de celelalte sunt consilii, putere locală. Eu vreau să spun că dacă se va face, se va adapta o astfel de hotărâre, noi ne vom gândi ce să facem. Că se încalcă, se va încalca grav. Asta însemna o recunoaștere indirectă a Parlamentului de la, așa zisul Parlament de la Tiraspol. În Republica Moldova este doar un singur Parlament organ legislativ, Parlamentul Republicii Moldova. Și noi putem crea comisii de care doriți, numai nu la nivel de Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul, așa zis, din, la Tiraspol, din Transnistria. Transnistria este teritoriul Republicii Moldova, acolo sunt așa, ca să avem în vedere că structura teritorială e formată pe raioane, înseamnă că mai avem acolo raionul Slobozia, raionul Grigoropol și raionul Dubăsari, da? Poftim. Domnule președinte, dumneavoastră concret, putem să depunem cerere de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui an, așa cum au declarat anterior domnul Leancă și domnul Timofu? Sau v-ați auzit probabil declarațiile domnului Lucu legate de acest subiect? Eu întotdeauna am, și Partidul Liberal ne conducem de fapt ce trebuie să facem noi, nu ce trebuie să facă alții. Cred că cererea poate fi depusă. Alta e când va fi examinat.
Avem exemple în practică unde țările au depus și până astăzi încă nu au luat o decizie de acceptare sau respingere. Se duc discuții. O cerere depusă de către noi ar însemna o mare responsabilitate în asumarea reformelor ca această doleanță noastră să se producă cât mai repede. Dar cunoașteți faptul în care cererile au fost respinse? Nu. Cunosc. Dar îmi pare că un singur caz este. Dar asta trebuie să răsfăim, să mai vedem. Pare că este un singur caz. Nu amintesc care sta. Dar eu nu avea nimic comun cu geograficul Europa. Ca să nu greșesc ceva cu... Nu să încep. Nu amintesc. Și să vă cer o previziune, dacă îmi permiteți. Șansele pe guvernul meu să fie investit. Cum le apreciați noi? 0, 50 la 50, 100? Păi, noi ne-am convins și astăzi că este o majoritate parlamentară în aceste trei partide. Înseamnă că știu ce fac, nu? Dacă până acum tot cei și au asumat au realizat, înseamnă că va fi și votat și guvernul Leancă. Dacă va fi totuși desemnat prin decret domnul Leancă în calitate de prim-ministru. Noi astăzi ne-am mai convins încă o dată că este majoritate parlamentară. Votul demonstrat. Un zi bun, mulțumesc.